still checking if the place still cold. Moving in the way, no place. Băi, băieți, primul draft la această mafie, deci dacă vă place ceea ce facem în noua mafie, mai mi-e căldură să lăsați acolo un like, ceva. Hai că începem acum tot episodul. Suntem și pe căscuță, probabil nu o să ne înțelegem. Hai, happy, repede, lasă-mă așa. Așa, bine. Dar na. Bă, Jocă, și stau aici, ce? Ca să ne scoatem repede. Da, tu stai acolo, că nu te vede nimeni. Păi, dar după aceea plecați voi. Armă? Da, tu stai acolo. Și când se liniștește, apa pleci și tu. Ai happy, știi ce vreau să faci? Să faci un fel de rol. Vino tu, uite aici. Îi ține aim așa pe mine, poliția, numai când vine. Ai spart camerele. Poți să le spargi. Hai că dau la mânsul până aici. Stai că... Tragi un polițai la deșert. Telefon, anunț, încep. Camerele de la deșert au fost... Mă frumos animația, o ai mură. Și așteptam să vină buchetarii. Păi ți știi bagul și vin peste mine. Dar nu trebuie să te tragi direct. Da, reconnecting. Nu. Nu m-a ținut odat. Mi s-a despawnat mașina, cu aia sunt, bă, pula. Nu mă va bă, Ciocăie, nu? Nu mai ieși, că vine deja. Vine. Colegul, tu vorbește. Băi, Cioban, părăuz, așa te-am învățat să parchezi. Da. Bună ziua, agent Alexandru Milmoi de la SIAS. Ce se întâmplă aici? Bună ziua. Păi, în primul rând, din câte pot vedea ochișorii tăi amici, ce poate să fie decât un jaf armat? Da, domnule. Vreau să știu dacă aveți sniper. Da, domnule, avem mai mulți, nu unul singur. Mai mulți. Poate să tragă în ușă? Colegul, trage în ușă un foc. Nu în capul meu, vă rog. Ai auzit, da? Da. Câți mai exact? Ei, acum și dumneata. Avem cam o echipă de fotbal, ca să am înțeles, da. Explic. Ce doriți pe o static? Pe domnul, din câte puteți vedea acest o static frumos. Colegul, ia întreabă-l. I-am făcut noi ceva. Întreabă dacă e totul ok. Măi, ți-am făcut ceva, mă. Sunt bine. Ești îngrijit. Ți-am făcut ceva. L-am îngrijit, i-am dat de mâncare, i-am dat colegul meu apă, o avut grijă. Da. De toate, pizza, adică, din mașini. Au și eu dat colegul meu, o avut grijă de el. Alo, scuzați. Numai din nefericire, noi stăteam frumos la noi acasă, făceam un grătarel și dintr-o dată intră un bulangiu peste noi. Păi în urmire, uite-l aici. Și noi, cum ne plictiseam acasă, ne-am gândit și noi să dăm un mic jaf. Deci, ce doriți pe o static? Deci, domnule, din câte puteți vedea, vrem cale liberă. 2000 vă dau pe loc. Nu, domnule, eu vreau cale liberă. Și pardon, de vă preda. Domnule, cale liberă. Dumnezeu, dacă vă predați acum, vă dau cea mai puțină sentință. Auzi, bosule, tu crezi că eu stau în 2000 de lei? Acum, serios, uite-te cum suntem îmbrăcați la fețele noastre. Păi noi 2000 de lei îi facem pe femei când le ducem dincolo, numai să le punem în mașină. Tu crezi că noi stăm în 2000 de lei? Sau ce ne dau dumneavoastră 2000 de euro? Noi suntem băieți finuți, domnul, nu suntem cerșetori. Cale liberă. Bine, domnule. Doi la mână, îți spun cum ieșim. Când colegul meu din spate o termina frumos jaful, eu împreună cu el ne urcăm frumos în Lamborghini-ul ăla. Ne urcăm în Lamborghini-ul ăla și colegul meu îl ia frumos, de fapt îi pune pistolul la tâmplă și iese cu el afară. Îl aruncă pe o static și el se urcă în ce mașină vrea el dintre ale două. Simplu și ca bună ziua.
Nu, trage articolul, nu va veni cu dumneavoastră. Nu, nu, nu va veni cu dumneavoastră. Mai este făcut. Da. Nu încerca să trageți până plecăm, altfel sniperii noștri vă dăm alegon să-mi tap și dumneavoastră și la... și la cu echipei din asta, spune. Cum îi punem ăla, slește hâl? Nu vreau să văd ce s-a întâmplat cu... Da, da, îi pui TH. Bun. Dumneavoastră, cum mai vă este viața? Cu corona asta? Bine, domne, dar jaf când sunt singurul... Aoleu, domnul. Mamă, ce faci ăla, mă? Ce fac ăia, bă? Ala habar. Domne, o singură rugăminte. Eu nu o să vin după dumneavoastră, sunt un singur om. Am doar o dubă în spate, nu. Am înțeles, am înțeles. Ba, e cu minte. Dacă cooperați, minunatul ăsta o static, nu o să pățească nimica. Ce multe singur? Eu zic să nu vă puneți viața în pericol, să trageți sau ceva, că nu cred că nu mai vezi dumneavoastră sau nici la familia dumneavoastră. Colegu, spune. Că da. Nu mai e acolo. Stai că-ți voi lua parma, pistolul, și îți voi da apa asta, îți las aici. Ok. Bun. Colegul, șeful. Spune. Mai aud ceva. Salvarea, nu salvarea. Poftim? Pompierii. Păi mă, bulangiule, tu ce ai spus? Că ești singur. Din câte aud eu... Păi sunt singur. Sunt pompieri acolo, ca pe bubuit retardat. Okay. A, bubuit un retardat, benzinăria. Tot un pic să dau pe stație să văd cât stași mai am. Da. Colegul, cât să-și mai avem, colegul? Eliberează zona. Ce s-a întâmplat cu mașina mea? A, eliberează zona sau îți dau mare glonț în cap, ai 3 secunde. 1, 2... Dacă mă pot... 3. Mă duc la locul meu. Colegul, ia uite, văd pe pompier acolo. Cred că a avut dreptate. Lasă, colegul, că nu minte asta, îl văd pe fața lui Risperia sub cagulă. E transpiră deja tot. Opa! Ce? Am crezut că ai plecat deja. Dar e ce te mări așa? E frig afară. S-a zis domnul Milbei sau Milmoi, cum vă cheamă? Milmoi, dar cred că și-o bătut joc prinții dumneavoastră de tine, că ți-o pus numele Milmoi. N-ai și tu nume frumos, românesc. Milmoi. Cum vă cheamă? Păi taică tu Milmoi îl cheamă pe maică ta Milmoi, numele familie. Milmoi. Aoleu, doamne ferește că-mi dau. Da. Așa sunt polițiști, fratele meu. Ce vreți să faci cu ei? Dați-mi puțin cheia de la mașina aia. Aia verde, stați un pic. Colegul, dă-i te-o frumos cheia, sau de la care? Nu aia verde, băstea două de lângă mașină mai frumos. Nu. Ah, bine. Dacă ai un sac cu bani în mașina aia, poți să mai aduci. Ce tot are de gând? Trebuie că s-au sirene. Măi, ești bine, mă? Ai nevoie de apă, ceva? Nu, sunt bine. Pe chemoțe, nu? Auzi, Gabăre, ia bine un pic. Deci, Matale, uite acolo ce ai făcut. Unde a făcut degetul? Mi-ai zgâviat aripa. Știi cât face aripa aia? Cât? Dar nu e problemă, că noi scoatem acum 300 de milioane de euro. Mamă, scuzați. Mamă, de mai intri încă o dată. Domnul, dar să nu mai încep să deschizi ușa. Da. E încuiată, domnul. Cheia, uite acolo, pe masă. Nu, cred că aveți cheia. Așa fac jandarmii. E, bine, eu pe rapă. Tu crezi că aici ești în acțiune să spargi asta ușa? Nu, e încuiată, domne, că am deschis. Te văd că ești așa mai făcut, domnul, eu mai așa mai subțirel, dar...
Să vezi pe colegul ce avem el. Domnule, vă pasă de mașina aia? Vă mai plângeți mult de mașina aia? Păi domnul, n-ai tu la poliție așa mașină? A, da? Bine. A, dacă trage o mașină, cred că asta va regreta. Mamă, fii atât acolo. Fă-tos gura, mă! A, legal, a? Jobul legal. Noi ar trebui să fie prieteni. Cred că sunt până la urmă cu noi prieteni. Mamă, ce odată n-a ta, băi. Și praful vine, băi. Domnul Milmoi, vin un ca. Domnul Milmoi! Ce? Haideți încă, să nu mă face să-ți bieră. Da, domnul, stai să cumpăr ceva. Așa, așa, du-te acolo, mai trage de timp. Ma. Aghi, ați venit la aia 10.000. Poți să-mi faci transfer? Da, mă, dar să zice din nou. Domnul Matic, vă rog frumos să vă ridicați un pic în picioare. Cât mai... Domnule, eu static, am ceva pentru dumneavoastră să vă spun. A, bă. Domnule, eu static, te rog, când îți dă drumul, te urci direct în dubă. Stai un pic. Va trebui să le iau un pic mai cu forța. Bun. Ok, deci dumneavoastră, dacă faci mișcări buști, o să clăpați. Stați așa frumos. Nu folosiți forța, că sniperul acționează, sniperii. Da. Colegul, după ce te urci în mașină, dai drumul la o static. Noi plecăm. Așteaptă un pic, că dacă e ceva să intervenim și noi cu forța. Dar de fapt, tot calcul că sniperul nu știu. Nobody can save you.